Salutare tuturor! După cum v-am promis în ultimul videoclip în care v-am prezentat acest tricou, cum se face cu o imprimantă inkjet normală, astăzi m-am hotărât să vă prezint cum se sublimează pe bumbac cu o hârtie absolut revoluționară, hârtia fiind de la Forever pentru sublimare, se numește Forever Subliflex 202. Foarte scurt despre această folie. Cu Subliflex 202 de la Forever poți absolut orice model să imprimi pe tricou, atât timp cât ai o imprimantă inkjet cu cerneală de sublimare și un cutter plotter eventual, dacă nu, după cum spuneam, se poate tăia și cu un cutter de precizie. Aturile acestei folii, culorile vibrante, elasticitatea și rezistența la spălare, rezistând și la 50 de spălări fără să se deterioreze printul. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă prezint ceea ce aveți nevoie neapărat pentru a efectua acest print minunat pe un tricou de bumbac închis la culoare. Veți avea nevoie de o imprimantă inkjet normală, convertită neapărat cu cerneală de sublimare, bineînțeles cerneala de sublimare. Aveți nevoie de un cutter plotter. Dacă nu aveți posibilitatea de un cutter plotter, merge și cu o foarfecă sau cu un cutter. Veți avea nevoie de asemenea de hârtia de la Forever Subliflex 202 și veți avea nevoie de o presă pentru textile. În cazul meu, această presă. Dar stai, înainte să trecem la computer, vreau să clarificăm un lucru. Analiticile canalului meu spun că acest canal este vizionat de 68% din vizitatori care nu sunt abonați acestui canal. Așa că nu știu ce se întâmplă, dar în caz că sunteți noi pe canalul acesta, lăsați-mi un like și un subscribe. Chestia asta mă ajută ca să cresc acest canal, ca să pot să vă ofer cât mai multe informații în acest domeniu. Vă mulțumesc! No, bun, după ce am clarificat și chestia asta cu abonații și așa mai departe, hai să trecem la computer să vă arăt setările de care trebuie să țineți cont atunci când printați cu această folie. La computer treaba stă în felul următor. Vreau să vă explic ca de obicei de început ce fel de program folosesc. Folosesc Adobe Illustrator, cum v-am obișnuit. Am ales o grafică oarecare, acest tricou îl voi face fiicei mele. Ce trebuie să aveți grijă? Trebuie să aveți grijă ca printul trebuie să fie în oglindă. Deci dați acolo reflect. Aveți grijă să se încadreze pe foaia de lucru a dumneavoastră. După aceea vom da print la file, print sau control P. Vă alegeți imprimanta. În cazul meu am Epson 193 Workforce 2630. Vom merge înainte la Color Management. Vom da absolut color metric. La avansate vom da High Resolution. Vom merge la setări. Dăm continue. La preferințe. Și aici la preferințe să aveți More Settings. Să aveți High sau Best. Îi dați OK și dăm print. Și lucrul care este cel mai interesant despre această folie și o face unică este faptul că noi printăm de fapt pe față și cerneala de sublimare reflectă prin această folie în spate, lucru care mărește rezistența printului și, frate, ies niște printuri bestiale. Așa că rămâi cu mine să-ți arăt cum se face acest print. Ceea ce trebuie să aveți în vedere este că pe această foaie o parte este lucioasă și alaltă parte este mată. Și se imprimă pe partea cea mată. Aveți mare grijă să nu imprimați pe cea lucioasă. După ce printul a fost realizat, după cum vedeți, este încă ud. Va trebui să așteptăm până se zvântă bine, pentru că există de multe ori riscul să se ia pe mână sau eventual în cutter acest print, așa că nu trebuie să riscăm, lăsăm să se usuce. După ce printul ni s-a uscat complet, după cum vedeți este super uscat, introducem foaia de lucru în plotter,
Ce face de fapt acest plotter? Scanează și taie conturul unei grafici. Este foarte la îndemână, deoarece cu acest plotter foarte, foarte mult timp poți să scurtezi, poți să câștigi foarte mult timp cu acest plotter. Nu va mai trebui să tai marginile, el va scana și va tăia exact pe margine cum ai nevoie. În caz că ai nevoie de acest plotter și vrei să-l achiziționezi, ai linkul de unde îl poți achiziționa la mine în descriere. Achiziționându-l prin linkul atașat de mine în descrierea videoclipului, mă ajut și pe mine pentru că este un link afiliat. După ce am făcut setările, îi dăm start. După ce a fost tăiat conturul, vom scoate surplusul, fain frumos. Așa arată printul nostru. Partea interesantă urmează imediat. După cum se vede, a fost setat la 180 de grade. Și acum urmează partea cea mai interesantă. Ne vom lua printul și îl vom pune cu fața în jos și vom presa pentru 10 secunde. Vom lăsa să se zvânte. Va trebui să se usuce puțin, după cum vedeți deja a ieșit cerneala prin material, dar nu este încă gata. Îl vom pune acolo pe masă, fața în jos, să se zvânte. A few minutes later. Îndepărtăm folia de deasupra. Îi vom mai da încă o presare pentru 30 de secunde. Deasupra să aveți grijă să fie hârtie de gătit sau hârtie siliconată. Acesta este sublimarea pe un tricou negru. Priviți! Acum întrebarea, singura dumneavoastră întrebare ar fi următoarea. Rezistă la spălat? Bineînțeles, este garantat să reziste la spălat, la vreo 50 de spălări. Se vede premium, culorile sunt foarte aprinse și după cum ați văzut, prea greu nu este de făcut. În caz că vă trebuie această folie, o găsiți la mine în descriere, în link. De asemenea, toată aparatura folosită. Aștept să-mi dați un like, un subscribe dacă sunteți noi și un comentariu, pentru că asta mă ajută și pe mine. Pe data viitoare, cred că va trebui voi să decideți ce vom face împreună. Aștept în comentarii despre ce anume vrei să vezi pe acest canal mai departe. Îți mulțumesc!